42 years of a drought in Romania. Nastasi and Connors win this 42 years ago. What's that mean to your country? Well, it's a big moment. It's a, for sure, it's a big moment back home. And Ili's been an icon for all of us in Romania. He's the reason why many people started playing tennis, the reason why my father likes tennis, and my father took me to tennis, so maybe the reason why I'm playing tennis. And, you know, since then we had great players and great champions, even if they didn't win a Grand Slam. I know Virginia Ruzic won one in Paris in between those times. I know Romanians will take big pride in this achievement, and I hope this result can inspire the people back home to turn their attention to tennis and sports, and also not only come and celebrate with us that we're doing well, but also try to grow the sport, because we need that, you know. Julia, felicitări, campion la US Open după 42 de ani după ce un alt român reușise această performanță. În 75, Ilie Năstase alături de Jimmy Connors reușise să cucerească proba de dublu. Iată, după 42 de ani, alături de Jean-Julien Rojer, reușește această performanță. Da, un sentiment incredibil. Suntem atât de fericiți că am reușit să câștigăm un nou titlu de Grand Slam. Pare mult timp după acel succes de la Wimbledon din 2015, în care nu am avut aceeași formă de atunci în turneul de Grand Slam, pe care ne le dorim foarte mult să le câștigăm. N-a fost un sezon așa cum ne doream, chiar dacă am câștigat trei titluri, dar am continuat să credem până la capăt și, în ciuda greutăților și poate a meciurilor pe care le-am pierdut, am continuat să credem și am încercat până la capăt. Și pentru noi a contat foarte mult acel turneu de la Winston-Salem, pe care l-am jucat și câștigat înaintea US Open-ului. Ne-a dat un pic de încredere în plus față de jocul pe care l-aveam și asta ne-a ajutat să câștigăm câteva meciuri foarte importante aici pe parcurs, pentru că am întâlnit adversari puternici care ne-au învins în săptămânile dinainte. Credeați înainte de Winston-Salem că veți aduna 10 victorii la rând și veți schimba complet cursul acestui an 2017 în favoarea totală a voastră? Da. Noi credeam că suntem capabili, dar e un vis ceea ce am realizat. Avem încredere în capacitățile noastre, am demonstrat asta deja, nu mai trebuie să o demonstrăm, doar încercăm să ne ridicăm din nou la un nivel înalt și să găsim modalități de a fi la un nivel foarte înalt în aceste turnee de Grand Slam în fața echipelor de top, că aici se face diferența. N-am reușit să facem asta anul acesta în turneele de Grand Slam și Master Series, dar tot să așteptam acel moment când se va lega și pentru noi acest succes la nivel mare, și e cu atât mai împlinitor să ne aflăm azi aici cu titlul câștigat, mai ales după un sezon așa cu rezultate, cu rezultate amestecate și bune, dar și mai puțin bune. La fete, Monica Niculescu a jucat deja o finală la Wimbledon anul acesta. Pe tabloul principal, la simplu, am avut 6 fete, ceea ce nu e puțin, având în vedere celelalte participante din celelalte țări, și România ocupă unul dintre locurile fruntașe, nu numai ca participare, dar și ca rezultate. Cum îți explici această prestație foarte bună a românilor, începând, desigur, cu tine, care ești la vârf, dar și cu fetele, în condițiile în care, totuși, infrastructura sportului românesc lipsește și condițiile? Da, sunt mari eforturi individuale pe care le facem fiecare dintre noi. Ne angajăm oameni competenți lângă noi.
antrenori, fizioterapeuți. E greu, pentru că nu poți să faci aceste investiții în tine dacă nu ai niște bani, niște o susținere financiară. Și de multe ori cei care nu găsesc acești sponsori, dar au talentul necesar, au abilitățile necesare, se pierd pe parcurs, pentru că renunță un pic prea devreme. Și aici e marele păcat, că nu se găsesc căile ca acești sportivi talentați să fie susținuți încă câțiva ani. Pentru că sunt sigur că dintr-o masă mare de jucători care trec către profesioniști, având o masă mai mare, sunt șanse să mai iasă câțiva în primii 200, de acolo spre prima 100, dacă sunt susținuți cu antrenori, cu fizioterapeuți, cu tot ce trebuie. Dacă nu ai bază, noi avem 2-3 jucători care își plătesc singuri și care merg pe la turnee, din 2-3 jucători să-ți iasă unul în prima 100 sau primii 50, dacă iese, procentajul e deja enorm. Totuși ai reușit. Mă gândesc că fetele fac atât de bine și intră într-un număr mare pe tabloul principal și totuși băieții, cu excepția ta, desigur, nu reușesc lucrul ăsta. E o competiție puternică la băieți, cred eu, mai puternică decât la fete și sunt prea puțini cei care încearcă să meargă mai departe. Foarte mulți renunță prea repede și acum trebuie văzut cum putem să facem noi toți din România, cei apropiați tenisului, ca să încurajeze acești jucători juniori și cei care trec de la juniori la profesioniști să continue să joace, să nu renunțe. Că da. Continuând și rămânând în tenis, există șansa să vină și sponsor, să te maturizezi și să ajungi să joci mai bine. Dar dacă renunți, deja acolo s-a pierdut și sunt mulți care renunță mult prea repede. Those guys are a really strong team. We knew that coming into it, and I just found out after the match that they hadn't lost a set, I don't think, before today. So, like Horia said, we've also been playing really good tennis, and today could have gone either way. But we take a lot of confidence in our ability to fight every point, and also in the level that we're bringing to the court, because I think we're playing pretty good tennis, especially when it matters the most, and you need confidence sometimes to be able to do that. E un mare câștig pentru parteneriatul nostru, reușind să găsim aceste soluții singuri. Pentru că am încredere în Jules că muncește foarte mult și își dorește să câștige la fel de mult ca mine și deci n-am avut niciun dubiu în atitudinea și în dăruirea lui vreodată. Așa cum spun românii, ca frații pe teren. Da, și atunci am căutat mereu să găsim soluții cum să facem să funcționeze acest parteneriat decât să ne orientăm spre alți parteneri. Simți că ai devenit din nou campionul și favoritul tuturor românilor după această performanță. Ei te-au sprijinit foarte, foarte mult și s-au bucurat enorm de victoria ta de aici, de la USO. Da, m-am primit multe mesaje, n-am apucat să răspund încă, pentru că am ieșit de la meciul de mix și n-am vrut între meciuri să pierd concentrarea, am vrut să mă dedic meciului de mixt. Da, sunt foarte recunoscător că multă lume a urmărit și mi-au trimis mesaje, am simțit acea energie de acasă, că foarte multă lume își dorea să câștig pentru sportul românesc, pentru tenisul românesc, pentru România, practic. Dar asta nu schimbă cu nimic, nu mă schimbă pe mine cu nimic. Mă bucur că prin ce fac am adus bucurie și altora. Succes mai departe, campion, dublu campion al Grand Slam-urilor mondiale. Felicitări! Mulțumesc!